După ce am identificat o personalitate narcisistă, vom încerca acum să discutăm care este principala armă din arsenalul unui narcisist. Astfel, principala armă din arsenalul unui narcisist este tăcerea. Dacă îl critici, dacă ai o părere contradictorie cu un narcisist, el va refuza să mai vorbească cu tine. Nu va mai răspunde întrebărilor tale, te va ignora sau, dacă este totuși vorba despre ceva esențial, îl întrebi, am pierdut cheile de la apartament, unde sunt? Îți va arăta cu un gest, după care va pleca sau va rămâne în continuare în încăpere, ignorându-te în totalitate. Dacă trăiți lângă un narcisist, știți că acest tratament este mizerabil. Este cumplit. Te face să te simți foarte rău și este foarte dificil să trăiești așa pentru că știi că această tăcere va apărea oricând. Este fără de sfârșit. Dar această tăcere este o armă de manipulare și ei, narcisiștii, o știu foarte bine. Care sunt motivele pentru care folosesc această armă? Primul motiv este numit de psihologi stonewalling și este folosit atunci când ei vor să te facă să faci ceva ceea ce tu nu vrei să faci. Și atunci folosesc tăcerea ca o sursă de putere. Al doilea motiv, numit gaslight, este o manipulare prin mijloace psihologice. Persoana manipulată ajunge să își pună la îndoială propria sănătate. Gândiți-vă! Trăiești într-o casă, stai într-o cameră cu cineva care nu vorbește. Și nu vorbește o zi, nu vorbește două, nu vorbește o săptămână. Începi să te blamezi. Începi să te gândești că ai greșit. Începi să te întrebi, nu era mai bine dacă nu făceam cu tare lucru? Nu era mai bine dacă nu spuneam acele cuvinte? Și în loc să te gândești că acea tăcere este intolerabilă, ajungi să te crezi vinovat. Ajungi să accepti acea tăcere, o consideri justificată și dai dreptate partenerului narcisist. Termenul vine de la filmul Gaslighting, Lumina de gaz, în care un cuplu proaspăt căsătorit și aparent foarte îndrăgostit, se mută după nuntă într-o casă nouă. Însă imediat după mutare, viața femeii suferă o schimbare radicală. Soțul ei iubitor începe să o abuzeze psihic, încercând din răsputeri, prin minciuni sfruntate, să o rupă din lumea de afară, să-i distrugă echilibrul interior, să-i zdruncine încrederea în sine. Practic ce se întâmpla? În fiecare noapte pretindea că pleacă la club cu prietenii, dar el se urca în pod, făcea de acolo să se audă zgomote ciudate și mai ales dădea gazul mai tare sau mai încet. Astfel, lampa de gaz pâlpâia, începea să pâlpâie, asociată cu acele zgomote, iar femeia, normal, că era din ce în ce mai speriată. Speriată, femeia încearcă să discute cu soțul ei, să-i povestească evenimentele strani pe care le experimentează, să caute un sprijin, dar acesta
o acuză că delirează, că și-a pierdut mințile, că e pradă unor emoții pe care nu mai poate să le controleze. Scopul său final, aflăm din film, este internarea soției sănătoase într-un spital de boli mentale, în vederea însușirii unor bijuterii care se aflau în casă. Oamenii care se confruntă cu gaslighting se simt adeseori confuzi, depresivi, incapabili să mai aibă încredere în ei înșiși. În felul acesta, acest comportament manipulator al unui narcisist poate da naștere unor probleme de sănătate foarte grave. Un al treilea motiv pentru care un narcisist folosește tăcerea este imaturitatea psihologică a unui narcisist. Incapacitatea lui de a avea abilități de comunicare interpersonală. Adică, este un fel foarte simplu de a spune: dacă nu obțin ceea ce vreau, nu mai vorbesc. De fapt, este un acces de furie, tantrum, care dovedește incapacitatea de a comunica cum comunică un adult. Tantrum este un comportament neplăcut și perturbator. Este o izbucnire emoțională și apare ca răspuns la o dorință nesatisfăcută. Tantrum apare mai mult la copiii mici care nu pot să își exprime nevoile sau nu pot să își exprime sentimentele. Dar acest comportament apare și la narcisiști pentru că nici ei nu își pot controla emoțiile și nu pot comunica, nu au maturitate emoțională pentru a comunica așa cum o face un adult. De asemenea, tăcerea este un semn de dereglare emoțională, incapacitatea narcisistului de a-și controla emoțiile. De aceea, narcisistul este atât de predispus la furie. El nu-și poate controla emoțiile, iar în locul unei conversații mature și temperate, preferă să tacă dacă nu are loc un acces de furie care este năprasnic și în felul acesta abuzul emoțional se transformă în abuz fizic. Deci, ori explodează total, ori se retrage prin tăcere. Dar atât furia care se manifestă sau tăcerea sunt pentru el modalități de a pedepsi. De a-l pedepsi pe partener, de a-l pedepsi pe celălalt pentru că îl critică sau pentru că nu acceptă să facă ceea ce el îi spune să facă. Un al cincelea motiv pentru care narcisistul folosește tăcerea este acela de a se victimiza. Adică, la modul, nimeni nu mă înțelege, nimeni nu este în stare să răspundă așteptărilor mele, nimeni nu face ceea ce zic eu. Și în felul acesta, narcisistul te pedepsește prin tăcere. O altă modalitate prin care un narcisist te pedepsește prin tăcere este acela de a nu vorbi cu tine, dar de a vorbi cu alții sau de a vorbi cu tine prin alții. De obicei, folosește copiii ca pe niște dispozitive de comunicare. Spune-i mamei tale să facă cu tare lucru sau anunță-o pe mama ta că diseară nu voi veni la cină. Chiar dacă tu ești de față, chiar dacă ești în aceeași cameră și îl auzi, el se comportă ca și când n-ai fi acolo, ignorându-te total. Iar tu încerci să detensionezi
să te scuzi, să te blamezi, să îți ceri iertare, să iei asupra ta responsabilitatea a tot ceea ce s-a întâmplat și în felul acesta încurajezi acest tip de comportament. Acum se pune problema, ce trebuie să facem când partenerul nostru, când descoperim că partenerul nostru este narcisist. Aici deja răspunsurile devin foarte complicate, este foarte ușor să identificăm, să găsim motive, să găsim cauze, să analizăm un comportament narcisistic, dar este foarte greu să dăm sfaturi pentru că lucrurile sunt foarte complicate și diferă de la caz la caz. Bineînțeles, sfatul cel mai corect ar fi pleacă din acea relație toxică. Îndepărtează-te cât poți de acea persoană. Dar sunt situații când nu se poate lucrul acesta. Sunt situații când ne leagă niște copii, niște bunuri materiale, niște dependențe economice și atunci se pune întrebarea ce se poate face. Mai ales că să știți că a te despărți de un narcisist este un lucru extraordinar de dificil, pentru că el nu acceptă să fie respins. Deci el nu acceptă niciun fel de eșec de acest fel și în felul acesta el nu va accepta niciodată să te desparți de el. Singura posibilitate prin care poți să faci lucrul acesta este să încerci cumva să-i dai de înțeles că despărțirea este în beneficiul lui și doar așa, pentru că el se iubește extraordinar de tare pe sine și nu are pic de empatie față de ceilalți, doar așa poate să accepte. Dar ce te faci când efectiv nu poți să te desparți datorită, așa cum am spus, unor dependențe economice? S-a vorbit foarte mult, s-au încercat soluții. Una ar fi să te desprinzi cumva psihologic din această atmosferă, în primul rând înțelegând-o. În momentul în care ai înțeles că ai de a face cu un narcisist, în momentul acela nu te vei mai condamna, nu te vei mai blama, nu te vei mai considera vinovată, ci vei încerca să analizezi situația la rece. Vei încerca să găsești niște portițe de ieșire și să îți canalizezi energiile spre altceva. De exemplu, o modalitate ar fi să faci opere de binefacere, să faci voluntariat, să îți dezvolți niște hobby-uri, să ai mai multă grijă de tine și de timpul tău liber și să ignori cât poți această armă a narcisistului, să eludezi cât poți accesele lui de furie și să nu mai suferi pentru tăcerile lui. Pentru fiecare caz concret, vă stăm la dispoziție, Asociația pentru Dialog Intercultural va desfășura niște ședințe de consiliere gratuită, așa că puteți să ne apelați prin intermediul ziarului Actualitatea Argeșană și vom discuta, vom putea să discutăm pe îndelete fiecare caz în parte. Veți putea să vă consultați cu psihologii Asociației pentru Dialog Intercultural. Bineînțeles, toate acestea sub semnul anonimatului.